Salutare toată lumea, noi suntem frații Munteanu și momentan nu mă aud nici măcar pe mine vorbind. Astăzi o să facem earphone challenge. O să vorbesc cu Cristi fără să ne auzim. Eu sunt Cristi, bine v-am regăsit. Acum o să încercăm să vorbim. Ce faci? Bine tu? Bine, uite, stau și eu pe aici. Mai deschide și tu gura când vorbești. Ai mâncat ciocolată? Nu înțeleg nimic. Nu mănânci nimic? Dacă vorbești așa cu gura închisă, n-am de unde să înțeleg ce zici. Râs ca prost. Din păcate suntem cam nepregătiți astăzi pentru clipul ăsta, pentru că nu ne-am ales nicio topică să o discutăm. Deci e cam greu. Omul ăsta cred că cântă, zice versuri acolo. Îmi pun ceva fără versuri, că nu mă pot concentra pe Cristi. Te invit să vorbești. Revin la discuție. Mai zi o dată. Să mai zic o dată. Ce ciocolată visezi, mă? Să mai zic o dată. Ce să mănânc, mă? Mai zi o dată ce ai spus, că nu înțeleg. Ce râzi? Ce faci în timpul liber? Ce fac în timpul liber? Mă duc la sală. Te joci? Deschide gura să trecem, te înțeleg. Peste. Hai să zic o poveste. Nu, n-am pofte. Stai de nimic. Ce, mă? Ai fost la doctor? Am fost la zoo. Ai fost la doctor? Și am văzut o girafă. Și s-a tras una peste ceafă. Ce? Ai fost la doctor și ce s-a întâmplat? N-am mâncat mandarine. Nu ți-ai mâncat acadele? Ce s-a întâmplat acolo? Am văzut și maimuțe pe lângă. Le-am dat banane la maimuțe. Am desfăcut un capac și... Le-am dat banane la maimuțe. Ce-ai desfăcut, mă? Le-am dat banane la maimuțe. Bagi bani la păcănele mulți? Ce mangealâc? Nu e ok. Bă, de ce ai dinții așa albi? N-am înțeles nimic! Ce-am dinții așa albi? Da. Că mi-am pus fațete. De ce ești mai negru decât mine? De ce sunt mai urât decât tine? Ți se pare urât, o dracu, care ești cu gaura aia în frunte și cu barba aia de... Bă, te spui bine că sunt eu. Marci de aici. Mai bărberește, deci tu îți bobăie venele alea în frunte de... Și cu nasul ăla zici că e colț de pâine. Cum o cheamă, mă, pe aia din pădure? Aia de se duce după bunică sau și-o mănâncă lupul. Nu mai știu. Mi-e foarte cald. Ți-e foarte cald? Da. Dă-i drumul la aer. Dar nu știu unde e telecomandă. A, e acolo. Prea departe. E cam șur. Nu mai zic, da, păi pe jos e lac aici. Hai să purtăm o conversație inteligentă. Își mișcă mâinile, zici că-i Vadim? Știi să-mi zici alfabetul invers? Eu am freza mai mișto. Mă, e la mișto? Da. Vrei să mai postezi pe gaming? Ce probleme? Nu, n-avem probleme. N-avem. N-avem probleme. Bine. Am să postez mai des? Pe canal de gaming. A, pe canalul de gaming? Ce faci? Live-uri. Ce eforie, mă? Live-uri. Ce eforie, mă? Cu jocuri. Te duci la eforie nord? Eu. Da? Eu. Tu te duci la eforie? Da. Care este cea mai mare frică ta? Care e ceva preferat? Cea mai mare frică? Actorul preferat? A ta. Nici nu mă uit la filme, ca să zic. Care e? Sau care joacă pe Mr. Bean. Să scap ceva pe tine? Ce frappuccino zici, mă, tu acolo? Să scapi ulei încins pe tine? Nu beau frappuccino. De fapt, chiar îmi place. Dar cu mai mult lapte și cu caramel, da. Ți-e frică de plajă? Îmi place cu caramel. Să mergi la mare? Nu-mi bag la aparat. Care este cea mai mare frică a ta? Care e ceva preferat? Dar ce? Ce să fie preferat? Să mănânci cașcaval. Mașina preferată? Mașina preferată? Ai încercat? Care e mașina ta preferată? A ta, a ta, tu. Băi, deci efectiv eu ascult piesa aia lui Asteca. A, și el omul a făcut așa. Care e mașina ta preferată? Vrum, vrum. Care e mașina mea de vis? Da. Ultimul X6. Ce limuzină, mă? X6 2022. Da, stai că te-am auzit, băga mea. Unde ai vrea să mergi în vacanță? Unde aș vrea să merg în vacanță? În Japonia, neapărat. Și la munte și la mare? În Japonia. La munte? Da, în Japonia. Un loc. Ți-am zis un loc. Caraibe? Ce vrei să faci acolo? Ce vreau să fac acolo? Vorbești, psai, mă. Mă, știu ce m-ai întrebat. Știu ce m-ai întrebat, m-ai întrebat ce vreau să fac ce acolo. Ce vrei să faci acolo? Cum ți se par asiaticele? Cum mi se pare săcele? Dacă îți plac sau nu? Mi se pare
tare, n-am nimic împotrivă cu Săcele. Ai vrea ca iubita ta să fie asiatică? Dacă vreau să merg în Săcele? Să fie ea, da. Da, de ce nu? O să merg odată. Da, mă, sunt ud peste tot. Mi-e poftă de eclere. Mi-e poftă de eclere. Ți-e poftă de acadele? Da. Bă, tu ai ceva cu acadele. De ce? Vreau să fie așa cu vanilie, să fie bune și moi și reci, scoase de la frigider. Bă, nu știu ce a zis, dar clar nu sunt acadele. A arătat așa. Vrei tort? Vrei ceva mare rău. Vrei ceva mare? Tu? Nu, eclerul e mic. Ce vreau mă ăsta? Așa mi-a arătat. Da, păi, e atâta gen...